Între timp, o idee fericită a lui Ion Druță de a transforma revista Glasul în organ al Marii Adunări Naționale. Și, în mod firesc, oferim cuvântul redactorului coordonator al Glasului, deputatul poporului din Uniunea Sovietică, membrului Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor, poetei Leonida Lari. Dragi compatrioți, vă salut din toată inima cu venirea dumneavoastră la Marea Adunare Națională! Așadar, după multe discuții și la mitinguri și în comisiile de lucru ale Sovietului Suprem, a fost acceptat un proiect care prevede statalitatea limbii materne și revenirea la alfabetul latin. De aici reiese în mod logic că limba moldovenească va fi și limba de comunicare pe teritoriul Republicii. Dar vedeți dumneavoastră, populației rusofone de Republică nu-i place niciun fel de proiecte. Nu-i place în genere că noi ne cerem drepturile de națiune majoritară într-un stat suveran. Din inițiativa unei organizații proaspăt formate, care e un fel de echivalent al Interfrontului și se numește Sovietul Colectivilor Muncitorești, în Republica noastră se face grevă după grevă. Și împotriva cui credeți? Împotriva limbii! E un fenomen nemaipomenit să faci grevă împotriva limbii! Pâinea, carnea, vinul nostru le place, iar limba nu le place. După ce mii de moldoveni au fost deportați, uciși, băgați în gropi cu var, au îndurat foame, li s-a falsificat istoria și calicit limba, iarăși suntem puși pe masa de disecție a soartei, iarăși suntem puși la grea încercare, prin bătăi de tot fel, provocări, prin amenințări cu moartea, prin înjunghieri cu cuțitele și prin greve. Dragi tovarăși, locuitorii din orașele rusificate Tighina, Tiraspol, Râbnița susțin că reprezintă o populație compactă și pretind la limba rusă ca limbă de stat în Moldova. Păi bine, dar compactizarea lor, făcută prin colonizare, ține de câțiva ani, iar compactizarea noastră ține de milenii și e firească, e organică. Păi bine, dar și în unele orașe din Siberia, ca Iunos, Surgut, moldovenii reprezintă o populație compactă, dar nu le trece prin cap să pretindă la limbă de stat moldovenească pe teritoriul rusesc. Și cei veniți la noi au venit de bună voie, primind locuințe în termen record și servicii bine plătite. Iar moldovenii plecați din Moldova au plecat mâncați de nevoi și mă rătăcesc și acum. Dar așa zisului Soviet al colectivilor muncitorești, puțin îi pasă de adevăr. În pretențiile lor neîntemeiate, de coloratură stalinistă, ei ajung până la aceea că încearcă să substituie guvernul actual al Republicii. Cum anume?
cerând ca guvernul să nu hotărască nimic fără consimțământul lor. Dragi tovarăși, în cazul de față, noi nu mai avem de-a face cu boala elitară a rușilor, de misionari, de eliberatori. De față, noi avem de-a face cu cel mai brutal amestec în treburile noastre, în treburile moldovenilor, din partea populației rusofone. Analizând cerințele lor, vrei, nu vrei, îți face impresia că în Republică s-a creat încă un guvern, dar nu democrat, ci guvernul social-șovin. Jos guvernul social-șovin! Sus guvernul moldovenesc în frunte cu Mircea Stegu! Și acum, înainte de a citi o poezie care oglindește starea de criză din Republică, vreau să vă spun părerea mea în ce privește acești musafiri de lungă durată, care nu se astâmpără. Dacă ei, după ce ne-a batjocorit în fel și chip, luându-ne bucățica de la gură, ne mai iau și limba din gură, ar face mai bine să asculte ce spun chiar pământenii lor, ca Rasputin, Șarov și alții. Ar face bine să se întoarcă în patrie. Altfel, vom fi nevoiți să punem problema ieșirii din componența URSS și atunci vor afla imediat unde încep și unde sfârșesc hotarele patriilor. Poezia Marea Adunare Națională sau Căderea Imperiului. Orice violență mai cere minciună, să arate că bezna-i lumină. Cu diavolul în iad, de la țar se cunună, mafia șovină. Întâi vine tancul și neamuri în două, despică și legea se schimbă, apoi se începe istorie nouă și lecții de limbă. Încă mai apoi făcătorii departe, la fel cum tăiară hotarul, pe frații de un sânge și un duh îi desparte, și frate barbarul. Și orice încălcare ce lumea uimește și seamănă au ocupare, în stilul slavon, într-un fel se numește, doar eliberare. Păzea de nu credeți că viața e frumoasă, că răul ce aduc nu-i un bine, Sibirul sau groapa de var de acasă mai află de tine. Cu lanțuri, cu bâte, cuțite, topoare, lovind în priviri și memorii, pășesc peste dragostea dintre popoare, colonizatorii. Și nu se opresc să se întrebe, e șagă? Sau poate un glas ce vestește? Nu biet un popor chinuit, lumea întreagă, de ce nu iubește? Da, măștile sunt multe și sunt mulți jucătorii, ba merg în atac, ba în fugă, dar una e esența, ei sunt impoștorii, ce într-una subjugă. Pășesc pe icoane și pe oseminte, în schituri clozete așează, și n-are lui Ștefan cetăți, pe morminte se compactizează. Compact se doresc, pretutindeni sub lună, și în ochiul lui Crist care plânge, priviți-i cum urlă, cum bat, cum se adună, sub steagul de sânge. Ei nu știu de patrie, duhul căderii îi mână în patrii străine,
să pună ciubota de chirza puterii pe lucruri divine. Ei cărți ard biserici și din necredință împrăștie zvonuri de șarte, uitând că sub ceruri oricare ființă datoare-i cu o moarte. Priviți-i cum stoc din străfunduri pământul, strămoșilor tulbură somnul și limba ne-o scuipă, adică cuvântul, adică pe Domnul. Și pâinea nu-i pâine, și apa nu-i apă, sub zările acestea albastre, când văd cum dansează, se îngrașă, se adapă pe rănile noastre. Treziți-vă toți care sunteți prădații de nume, de suflet, de țară și la adunarea poporului dați-i din sine afară. Bravo, Leonidei! Între timp ne-au sosit buciumașii din nordul Basarabiei de la Bucovina, pe care îi rog să treacă prin mijlocul peței spre tribună.